Hâți cu bună dimineața de la cafeluța geamaicană, Gionuțule! Și înainte de toate vreau să vă zic că luni seară, pe 30, adică, o să facem un live pe canalul secundar de Real Live, unde fac live-uri mai mereu aproape în fiecare zi. O să fac un live cu Georgescu special, o să facem un outfit battle ediția de Halloween. O să vă las în descriere și în pinned comment un Google Doc unde vă puteți înscrie, unde să vă puneți Instagram-ul și o imagine cu outfitul vostru. Și o să facem un outfit battle și ne vedem acolo pe live. Ce ziceți? Sunteți bine? Totul bine? Totul frumos? Ați văzut probabil știrea despre care vorbim astăzi. Șoc și groază, toată România este în flăcări din cauza faptului că Dorian Popa, cel mai mare influencer de la noi din țară, a fost prins drogat la volan. Că vorbeam de morți. Mamă, că o sări maxilarul ăsta, bă, frate. Și-o băgat boală ăsta, filme SF, ești nebun? Probabil ați văzut pe TikTok sau la știri că i s-a făcut drug test lui Dorian Popa și a fost prins că a consumat cannabis. În urma drug testului ăsta i s-a suspendat permisul și a fost dus și la analize de sânge ca să se vadă dacă chiar avea ceva sau nu. Aici e știrea în cauză. Dorian Popa ar fi fost prins drogat la volan. Polițiștii i-au suspendat permisul. Un bărbat de 35 de ani ar fi fost prins vineri seara în jurul orei 21 în localitatea Domnești, în timp ce se afla la volan sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost testat și însoțit ulterior la spital pentru recoltare de probe biologice. Polițiștii i-au suspendat permisul vedetei și i-au deschis un dosar penal. Șoc și groază, nebunie, toată România este în flăcări. Dar a fost dus omul la probe biologice pentru că, na, drug testul nu intră în dosarul penal, nu-i considerat probă. Acum, bineînțeles, se așteaptă rezultatul la chestia aia să vedem ce o să fie și ce și cum. Dar uite ce am găsit acum, frate, și ceea ce mi se pare și mai insane decât faptul că a fost ăsta prins la volan, ești nebun? Omul a fost îmbrăcat doar în chiloți. Omul ăsta a fost îmbrăcat numai în chiloți. Dorian Popa. Îl vedem pe Dorian Popa în chiloți, cred că mai mult decât ne vedem pe noi în chiloți. Bă, și ieri când am văzut știrea, ești nebun, credeam că în sfârșit i-am aflat secretul lui Dorian Popa, de unde atâta energie, și când am auzit despre ce-i vorba, am rămas dezamăgit. Ba, acum lăsând gluma la o parte, chestia asta chiar este destul de gravă. Dorian Popa susține că nu consuma nimica și că a fost la un party și doar a fumat pasiv de la cineva care și-a aprins o una mică, știi, acolo. Dar să o luăm, bă, cu începutul. Indiferent că e vorba de verdeață, e o substanță psihoactivă și omul a fost prins la volan, ca și cum ar fi consumat. Să te urci la volan după ce ai consumat este incredibil de inconștient. Și indiferent cât de tare se bat în piept orangutanii ăștia prin comentarii, că mama îi doar iarbă și că ce e așa mare chestie și vrăjel de genul. Bă, să te urci la volan după ce ai consumat, indiferent de ce ai consumat, e incredibil de greșit și inconștient, repet. Știți bine câte mizerii se întâmplă din cauza la chestii de genul. Chiar e treaba serioasă, bă. Toată lumea se mai distrează, unii consumă, alții nu. Dar credeți-mă din tot sufletul când vă zic, bă, că dacă ai mers la un party și ai consumat, indiferent de ce ai consumat, alcool sau orice altceva, ia, bă, un taxi, un Uber, un Bolt până acasă. Că banii ăia, mă, frate, pe care îi dai pe drumul ăsta până acasă pe taxi sunt incredibil de nesemnificativi, pe lângă consecințele ce sunt dacă te urci la volan în starea aia, indiferent că te-o luat sau nu. Cel mai bine oricum e să nu consumi nimic, că până la urmă îs o prostie. Dar dacă tot alegi să o faci, nu suntem aici să judecăm, fiecare face ce vrea. Dar dacă tot ajungi să o faci, măcar informează-te bine înainte, de bune și de rele. Și cel mai important, bă, fii sigur că ce bagi e ok și nu-i ceva mizerie ordinară. Fiți foarte atenți, bă, pe bune vorbesc, că chestia asta, nu-i de joacă cu chestia asta. Sunt multe de zis oricum pe subiectul ăsta, dar revenind la Dorian Popa, chiar e nasoală treaba asta pentru el, adică lăsând la o parte consecințele legale, eu cred că omul o să aibă de suferit după treaba asta, pentru că, după cum bine știți, având în vedere că omul are o audiență de copii insane de mare, bă, nu dă deloc bine treaba asta, deloc bine. Omul până la urmă e un trendsetter în rândul copiilor, adică e motivația lor cea mai mare, nu? E motivația cea mai mare a tineretului românesc, deci vă dați seama cât de rea este treaba asta, atât pentru copiii pe aia care îl urmăresc și îl cred pe Dorian Popa ca fiind zeul lor, cât și pentru el. Dar jur că în ultimul timp parcă ăsta e trendul printre influencer, să te prindă ăștia sub influența substanțelor interzise la volan. Că dacă nu te prind, nu e șmecher, mă jur. Zici că ăsta e trendul, bă, printre influencer, să mor eu. Era o glumă, că nu e șmecher absolut deloc, e de cea mai joasă speță, să se înțeleagă și pentru aia din spate. Păcănele, acum treaba asta e bere bine lui Dorian Popa, știi ce zic? Și că veni vorba de păcănele, știți bine că mie
îmi plac conspirațiile. Acum îmi pun tin foilul în cap și vă zic o mare teorie, Gionuțule, nu fii atent aici ce mi-o făta creierul, bă. Poate că treaba asta a fost intenționată și de fapt e doar o chestie să acopere, bă, scandalul ăla cu păcănele de la avut recent. Știți, toată nebunia aia cu Fire și așa mai departe. Că greu mi să cred că Dorian Popa nu rezolvă toată problema asta, știi, cu o fisă. Evident, evident, nu insinuez absolut nimica. Mai râdem și noi, mai alea, vorba aia, știți bine. Bă, eu sper oricum că probele alea să vină înapoi și să nu fie nicio problemă, că bineînțeles, vă dați seama, Doamne ferește, nu doresc rău nimănui. Bun, dar până atunci ne putem delecta cu niște mimuri făcute de românași noștri pe TikTok, că îs incredibil de fani, m-am pișat pe mine de râs azi dimineață când am deschis TikTok-ul și am văzut ce mimuri au făcut ăștia cu Dorian Popa. Acum, în cazul în care vă decideți să luați niște zăpadă de asta fake și să o țineți în mașină, just in case, aveți grijă să aveți și eticheta. Ai, 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 și clipul ăsta care l-a pus omul ăsta după toată treaba aia. Doamne ferește, mă, frate, mă, bolnavi, mă, bolnavi sunt ăștia de pe TikTok. Ai grijă, vezi, ai grijă, pe Giule, să nu te oprească poliția, ca pe Dorian. Ce să-mi fac, mă, că eu de fumat nu fumez, ori, acum, sincer, să fiu, ai mai văzut pe cineva să-mi pleci de jurie. Băi, nebuni, nebuni ăștia, mă, nebuni tare. Dorian, deja știu ce urmează, mă jur. Deja știu ce urmează. Secretul, care-i secretul? Uite, aveți coxurile astea. Coxurile astea. Adică bagi-o din asta și decolezi. Am mirosit-o și după aia. Uite, crystal meth-ul ăsta sau ce. Ei, yo, domnul alb. Domnul alb. E aici și spune forsinusuri foralea. Bă, băiatule, am tras forsinusuri foralea ăsta și mi s-a deblocat mintea aici, nebun la cap. Am zis vreau pe loc, cumpăr acum. Yo, Doamne ferește. Am tras un smoky smoky. Yo, 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 Dorian Popa smoky smoky. O fost șase seară. No, vă dați seama, cântecul ăsta, toată lumea e cu cântecul ăsta în sus, cântecul ăsta în jos. Când a fost Pariu cu viața sau cum se numea emisiunea asta unde a fost Dorian Popa și de unde s-a lansat practic Dorian Popa, au avut toată piesa asta cu nu te mai droga, nu te mai droga. Și acum vă dați seama cât de bine, cât de bine intră la mimuri toată treaba asta. Am lăsat și eu în comentarii la videoclipul ăsta, dacă nu mă înșel, că mi-a apărut pe For You, nu știu, era ceva de genul o dumă efectiv, că am pus eu clipul ăla mai de mult, dacă nu mai țineți minte, când am zis că am aflat secretul lui Dorian Popa, că au zis că îl mănâncă nas sau ceva de genul. O glumă, bineînțeles, o glumă inofensivă. Am lăsat un comentariu că în sfârșit am aflat secretul, ceva de genul, dacă bine țin minte. Și mamă, frate, au venit, mă, toți ăstea șmecheri, frate, au venit șmecheri prin comentarii, că ce un cui și din astea, mamă, au venit șmecheri, mă, frate, ești nebun, o pipat și ei odată și își dau filme. Bă, mă jur pe viața mea, dacă nu-i cel mai lame, nu, hai să nu zicem cel mai lame, dar top 5 cele mai lame lucruri să te dai șmecher și să te bați în piept, că mamă, tu ce faci, ce tragi, ce-i, numai tu știi cât ai tras până aici, da? Te văd de ce ești de bun, e incredibil de lame să mă bat, tată de nu. Dar au fost și comentarii funny, că gen, mă întreba lumea acolo cu, secretul cui? Da, mă, da, interesant tare, ce pot să zic? Bă, vedem ce o să urmeze, o să vă țin la curent în legătură cu ce o să urmeze, dacă vreți. Dacă mereu vine videoclipul ăsta, deci dați like. Ca astea fiind zise, spuse, să aveți un sfârșit de weekend plin de bucurii. Oh, you give, I take. I run, I pace. When I count a trade. Oh, I count like eight.